Opera Națională Română Iași a pregătit un program inedit de sărbători pentru publicul care nu are posibilitatea să urmărească live spectacolele iubite din cauza pandemiei de coronavirus. Până la finalul anului pe site-ul Operei Ieșene vor fi difuzate mai multe momente deosebite în interpretarea apreciațiilor artiști ai instituției. Astfel, începând de astăzi și până de Revelion, vor fi prezentate colinde și arii celebre de operă înregistrate special pentru zilele de sărbătoare din această perioadă, precum și fragmente din spectacolul El Tango, care a avut premiera în stagion regiunea estivală a acestui an. Surprize au fost pregătite pentru zilele de 25 și 31 decembrie, când vor putea fi urmărite două reprezentații extrem de apreciate de spectatori. În prima zi de Crăciun va fi difuzat baletul Spărgătorul de Nuci de Piotr Ilici Tchaikovsky, iar în ultima zi a anului va putea fi văzută opereta în trei acte Liliacul de Johann Strauss, fiul. Opera eșană va anunța pe parcursul lunii ianuarie care sunt planurile pentru anul 2021.